Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este vineri seară, cum sunteți obișnuiți, vă întâlniți cu noi. Astăzi seara avem un subiect foarte, foarte, foarte interesant legat de vederea intuitivă. Invitați în studio domnul Andrei Lungu, bine seara, bună seara și bine ați venit. Doamna Svetlana Lungu, bună seara, bine ați venit. Domnișorul Andrei Deneș și mama dumnealui, doamna Cristina Deneș. Bună seara. Îți dau cuvântul, Andrei, să ne spui... Să ne familiarizezi un pic cu vederea intuitivă. Da, da. Bună seara. Eu vreau să prezint așa în mare conceptul pe care l-am adus acum 2 ani în urmă în România. Noi cu Svetlana suntem din zona de peste Prut, de 16 ani suntem în București și de 2 ani am început să dezvoltăm conceptul Bionet, așa se numește. Practic este o umbrelă din care fac parte 3 direcții. Una din direcții este, o consider cea mai importantă, este pilonul educațional. Aici este zona de seminare și cursuri pe care unele le organizăm, altele le facem noi personal. O altă zonă este o tehnologie Translators, o tehnologie revoluționară, iarăși dezvoltată din partea, să spun așa, din Rusia. Și încă o zonă este vorba despre măsurarea câmpului nostru de lumină, camera GDV sau BioWell. Svetlana este un operator, deja din 10 ani folosește această cameră în activitatea ei, da, de psihoterapeut și evident că se poate, s-au făcut foarte multe lucrări științifice și dovezile au fost folosite anume de aceste filmări, de această cameră. Însă, în seara aceasta, noi am vrea mai mult să dezvăluim partea aceasta educațională, adică mă refer la cursuri și seminare. Acum, 2 ani în urmă, am început, de fapt, am luat cunoștință cu acest fenomen care se numește vedere intuitivă și aș vrea despre asta să o rog pe Svetlana să ne împărtășească un pic despre acest concept. Bună seara, încă o dată! Eu, sinceră să fiu, mie îmi place să fac mai mult decât să vorbesc, dar astăzi voi vorbi. Un pic mai târziu o să facem și o mică demonstrație ca să vedeți ce înseamnă vedere intuitivă. Și când începem să vorbim despre vedere intuitivă, apare o întrebare, ce este acea vedere intuitivă? De fapt, este o oportunitate reală pentru a dezvolta potențialul creierului uman pentru percepția informației din exterior mai eficientă și mai profundă. În mod normal vorbim despre dezvoltarea intuiției, da? Chiar dacă sună atât de pompos poate vedere intuitivă, vorbim despre dezvoltarea intuiției. Și totuși ne întoarcem la ideea dezvoltării creierului nostru. Noi știm foarte bine și nu este niciun secret deja că noi comunicăm cu lumea înconjurătoare și noi între noi oamenii cu ajutorul câmpului nostru. Da? Este prima comunicare a noastră. Ce face creierul atunci? Creierul reprezintă un transformator, da? Un instrument care de fapt transformă din multidimensional, din acea informație multidimensională în tridimensional. Savanții care au studiat acest fenomen și nu numai acest fenomen și tot ce înseamnă percepția extrasenzorială vis-a-vis de percepție extrasenzorială, pot să spun că acest termen a fost introdus de un psiholog american în anii 30, domnul Joseph Ryan, care a fost și directorul Institutului de Parapsihologie în Statele Unite. Percepția extrasenzorială ne ajută foarte mult în dezvoltarea și în percepția lumii înconjurătoare la modul foarte profund. Ce se întâmplă în momentul când această mască, de exemplu, pe care vedeți aici pe masă, este poziționată pe față.
A fost făcut și un experiment în Italia de niște specialiști din domeniu care au introdus niște fotoelemenți ca să fie siguri că nicio sursă de lumină nu pătrunde sub această mască și ceea ce au observat că undele alfa erau prezente chiar și atunci când ochii persoanei erau deschiși sub această mască. Pentru că acele exerciții pe care o să le vedeți, de fapt, persoana care poartă această mască are și ochii deschiși. În această metodă nu există nimic spectaculos, aș spune. Pentru noi este ceva foarte simplu și normal. Un singur lucru care se întâmplă, pur și simplu se creează niște căi neuronale noi. Da, acel instrument, creierul nostru, știm foarte bine că la momentul de față este activ de la 3 până la 5%. Există și oameni care au o activitatea creierului lor este de 10%, dar aici vorbim despre genii deja. În momentul când se creează noi căi neuronale, percepția noastră asupra lumii devine din ce în ce mai amplă, din ce în ce mai profundă. Și tot ce se întâmplă în jurul nostru este mult mai frumos. Erau făcute niște experimente și în Rusia, pentru că această metodă provine din zona Rusiei. Specialiștii din Rusia din anii 40 au început să studieze acest fenomen. Vederea intuitivă este o singură parte din tot ce înseamnă percepția extrasenzorială. În Institutul Creierului al lui doamna Bechtereva era făcut un experiment și doamna Bechtereva a scris o lucrare vis-a-vis de acest experiment. Ca concluzie care a fost scrisă la sfârșitul lucrării era în felul următor. Într-adevăr recunosc că există se întâmplă acest fenomen, însă nici acum nu pot să spun cum se întâmplă. Eu cred că noi pur și simplu încă nu știm potențialul nostru. Din păcate, la momentul de față sunt puțini oameni sau specialiști care sunt deschiși către a studia aceste fenomene, dar mă bucură foarte mult că din ce în ce mai multă lume devine cât mai deschisă către această direcție. Dintr-o grupă, de exemplu, de 10 inși, câți reușesc să vadă? Dacă vorbim despre copii, copiii 99,9% în două zile încep să vadă obiectele, formele, să citească, o să și vedeți în direct cum se întâmplă. Și adulții? Cu adulții un pic mai greu, da? Deci rata de succes este de 30%. Da? Însă, ce vreau să subliniez aici? De exemplu, Joseph Ryan, el făcea multe experimente atunci, în anii 30, cu persoanele care pur și simplu erau luate, hai să spunem, de pe stradă. Adică nu erau selectați. Persoanele cu care el a lucrat strict pe tot ce înseamnă percepția extrasenzorială. Ce a observat Ryan? El a observat că la începutul exercițiilor, când de-abia au început să facă aceste exerciții cu acest grup de oameni, rata de succes era de la 10 până la 24%. Însă, făcând aceste exerciții din fiecare zi, rata de succes a crescut până la 60-80%. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că fiecare din noi avem acest potențial. Și Ryan a fost foarte convins că fiecare din noi, dacă facem aceste exerciții, putem să îmbunătățim calitatea noastră ca oamenilor și viața noastră, bineînțeles. Pentru că îmbunătățind intuiția, creând aceste legături neuronale, da, în creierul nostru, creierul devine mult mai complex. Da? Și atunci, bineînțeles, că informația care intră în spațiul nostru este prelucrată mult mai rapid și mult mai complex. Încă un lucru foarte interesant care au observat savanții, care sunt acele persoane la care intuiția este foarte dezvoltată?
cine sunt oamenii respectivi. Și au considerat că cei care în primul și în primul rând se ocupă de muzică sunt acele persoane care sunt cei mai, hai să spun așa, capabili. Da? De ce? Apare întrebarea și de ce. Pentru că în momentul când persoana cântă la un instrument, ea trebuie să fie foarte atentă la ceea ce se întâmplă, da? Sub mâinile ei, ea trebuie să asculte, ea trebuie să se citească și textul, da? Și în momentul acela, foarte multe ansamble sunt angrenate în acest moment. În afară de muzicienii, vreau să vorbesc și despre artiști, da? De exemplu, despre Cristina. Cristina este cursanta noastră și are o meserie extraordinară. Mi-mi place foarte mult. Cristina lucrează cu păpuși și ține spectacole și pentru copii cu păpuși. Și atunci, când vorbim de ce oare la Cristina acele lucruri merg atât de rapid și atât de frumos se dezvoltă. Pentru că în momentul când lucrează mâinile, da? Pentru că ea lucrează cu păpușile, în același moment ea trebuie să fie foarte atentă la ce se întâmplă alături de ea. Ea trebuie să ține minte textul. În același moment este și câteodată spontană, pentru că și creează anumite lucruri. Făcând acele lucruri în fiecare zi, se creează acele căi neuronale noi în creierul nostru. Și atunci, bineînțeles, nu neapărat să facem aceste exerciții, ci pur și simplu, practicând anumite meserii sau făcând anumite lucruri, pur și simplu, universul începe să funcționeze de la sine. Da? Însă, eu o să vreau să rog pe Cristina un pic să povestească despre experiențele ei personale, despre acel feedback după aceste cursuri și de ce crede ea că această metodă este de mare folos și pentru copii și pentru adulți. Bună seara din nou! Trebuie să încep un pic cu începutul. De unde a pornit toată... În primul rând, de ce te-ai dus către zona asta? Trebuie să recunosc că de vină a fost fiul meu. De la el a pornit toată treaba, foarte pe scurt. Cu o zi înainte să aflăm de aceste cursuri și de ideea lui Andrei, Deiu mi-a spus, mamă, eu aș vrea să-mi activez așa să le simt. La care eu m-am uitat așa la el un pic mai straniu și am zis, mai bine te duci și te joci și mă lași pe mine în pace. E, a doua zi am avut discuția cu Andrei și mi-a povestit, mi-a arătat un filmuleț pe care eu am rămas un pic așa, m-a întrebat dacă pot lucra, va putea lucra cu Dei, foarte bine, da. A trecut timpul, între timp ne-am luat cu altele, s-au întors și a lucrat cu el. Reacția pe care am avut-o atunci când l-am văzut, pur și simplu am încercat să-l filmez, dar mi-a căzut telefonul din mână de emoție și am zis, domnule, se poate. Trebuie să simt și eu ce a simțit el. Să văd ce... de unde pornește. E adevărat? Nu e adevărat? Vede, nu vede, deci pur și simplu am fost un pic sceptică și am vrut eu să văd și într-adevăr dacă nu era vorba despre el și cam așa am ajuns aici. Odată activat acest al șaselea simț, se activează și alte lucruri. Intuiția. Intuiția. Acum nu știu dacă simți anumite lucruri dinainte, ca să le spun așa. Intuiești anumite lucruri. Când spun că le văd, nu înseamnă că se materializează în fața mea și le... Pur și simplu le văd cu ochiul minții, încerc să mi le... și atunci ele se... O să dau așa exemplu,
subiecte la BAC sau subiecte, vizualizez, văd o foaie, de exemplu, cu subiecte și atunci știu imediat, îmi dau seama care sunt subiectele care vor. Deci această percepție pe care eu o... Poți să-ți direcționezi dorința de a afla ceva? Dacă vreau să aflu ceva... E că lucrurile sunt întâmplătoare, afli lucruri întâmplătoare sau pur și simplu ceri? Pur și simplu anumite lucruri. Nu știu dacă... Este ca un flash. Pur și simplu. Îmi dau seama de oameni, de exemplu. Când stau de vorbă cu cineva, imediat îmi dau seama ce îi trece prin minte. Ce urmează să fac? Se întâmplă lucruri pe care le simt dinainte. Bine, așa pot să spun că sunt foarte multe din lucrurile astea pe care le simțim noi în mod normal, oamenii obișnuiți. Da. Avem un... Da, acestea sunt mult mai amplificate decât... Am înțeles. Nu este ceva ieșit din comun, vai, este... Dar toate... trebuie să înveți să-ți asculți lucrurile astea. Dacă nu înveți și spui, s-a întâmplat, s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de două ori. Nu. Deci lucrurile astea trebuie să înveți să le asculți. Și să înveți să te asculți pe tine. Pentru că asta este greșeala pe care o facem noi, oameni. Nu dăm importanță la eul nostru. Pentru că noi, de fapt, suntem cei mai importanți. Noi, în interiorul nostru, trecem cu vederea peste ceea ce suntem noi. Iar noi suntem foarte importanți. Totul pornește de la noi. Deci cum gândim? Noi suntem, practic, ceea ce gândim. Gândurile noastre se materializează. Adică, ceea ce gândești, tot ceea ce trece prin mintea ta, iar eu sunt genul care încerc și duc de până la capăt. De cât timp practici chestia asta? Împreună? De un an jumate. De când ne-am întâlnit cu Daia. De un an jumate, cam așa. Intrăm deja aproape 2 ani de când. Și știi dinainte ce subiect îți dau la... Lucrare la școală? S-a întâmplat. Da? Bravo. Interesant. Deci îți folosește. Ok. Ne faci demonstrație? Da. Sigur. Facem și demonstrație, da, de lucrăm cu tine un pic, da, pe urmă cu mami. Da? Ok. E chiar am să fac o mică așa ca o... Te rog. El, când a dat examenul la Tonița, chiar înainte de examen am lucrat... cu el a avut natură statică o pară și un vas. Și cu o zi înainte am lucrat așa, ca un fel de, mă rog, pregătire, exact para și vas. Bine, și, acum pot să spun că acum niște zeci de ani și eu am făcut totonița și tot para cu vasul. Da. Deci nu trebuia pe intuiție, da, să știi iata, că astea sunt subiectele acolo de... Iar la desen, chiar tot înainte de... Da. Am zis, zic, hai, faci trei personaje și parci. Dacă nu era pară, era dar tot. Da. Ok. Ceea ce o să vă arătăm acum este o mică secvență din ceea ce facem noi la cursurile noastre. De fapt, este vorba despre modulul 1, pentru că există și modulul 2 de vedere intuitivă, unde noi lucrăm fără mască, ci pur și simplu cu ochii închiși. Este un nivel mult mai avansat decât cu masca. Chiar dacă suntem toți fascinați de masca aceasta, este pur și simplu un instrument care ne ajută în crearea acestor căi neuronale. Pe urmă, foarte bine ne descurcăm fără mască, pentru că se întâmplă deja alte lucruri la care începem să lucrăm. Deiu, eu vreau să te rog să pui masca pe față, da? Așa. Deci e o mască simplă din plastic. Da, ok. Așa. Și o să-mi spui când ești pregătit. Gata. Ok, super. Ce vreau să te rog frumos, Deiu, eu îți dau niște foi colorate, roșii cu galben, da? Găsește-mi, te rog, o culoare diferită, adică găsește-mi, te rog, culoarea galben. Acum, bravo, foarte bine. Așa. Acum o să te rog frumos să-mi găsești imaginea cu mutreșoară, da? Aici ți-ți tu imagine cu mutreșoară. Căută.
comparăm imaginea cu mărișoara. Te rog. Super! Imaginea cu mutrișoara. Mulțumesc! Continuăm mai departe. Deiu, spune-mi, te rog, tu vezi ce țin eu acum în mână? Da. Ce? Un pahar. Un pahar. Ce culoare are? Galben. Galben. Bravo! Acum? Un pahar albastru. Albastru. Bravo! Acum? Roșu. Roșu. Foarte bine. Acum? Verde. Super! Ce vezi acum? Un zar. Vezi și câte puncte are? Da, da, 5. Are 5 puncte, minunat. Acum ce vezi? Încă un zar albastru. Încă un zar albastru. 4 puncte. Cu 4 puncte, super, extraordinar. Spune-mi, te rog, ce vezi acum? Un măr. Un măr, minunat. Acum? O banană. O banană, super. Dar bineînțeles că arăt și la cameră. Te rog, ce vezi? O literă. Ce fel de literă? A, verde. Este litera A, verde. Bravo, foarte bine. Acum? Litera E, albastră. Este litera E, albastră. Minunat. Acum ce vezi? O bilă roșie. O bilă roșie. Și acum o să scriu un cuvânt. Nici nu știu ce fel de cuvânt. Hai să scriu ceva. Așa. Deiu, spune-mi, te rog, ce am scris. Te iubesc. Te iubesc. Bravo, mulțumesc mult. Ok. Bun. Putem să scoatem masca? Foarte bravo. Bine, bravo, Deiu. Așa, și mami. Da? Cristina? Cristina, ție o să-ți dau o sarcină mai interesantă. Așa. Nu avem trei culori. Roșu, galben, verde. Le amestecăm. Rugămintea mea va fi, Cristina, să le sortez. Da? Te rog. Spune-mi, te rog, și ce vezi? Verde. Verde, bravo. Verde. Verde. Roșu. Super. Verde. 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 Galben. 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 Super. Galben. Roșu. Roșu. Da. Verde. Roșu. Verde. Super, foarte bine. Cristina, spune-mi, te rog, ce vezi tu, ce țin eu în mână? Scrie roșu, un carton roșu. Așa, este un carton pe care este scris roșu. Acum? Verde. Acum este verde. Acum? Albastru. Albastru, bravo. Și acum? Galben. Galben, foarte bine. Ce vezi acum? O carte, o numerele. Carte. Numerele. Minunat. Acum? O bilă roșie. O bilă roșie. Bravo, Cristina. Acum? Litera O. O litera O. Și acum? O bilă... O în zar. Galben. Galben. Bravo. Da. Vezi și punctele? 6 puncte? Nu. Nu. Nu văd punctele. Ok. Bine. Super. Foarte bine și ce mai facem? Hai să mai facem încă, să scriem și ceva pentru tine aici. Ce să scriem? Puterile secrete. Puterile secrete. Foarte bine. Mulțumesc, Cristina. Poți să scoți masca. Mulțumesc mult. V-ați descurcat, nenuna. Bravo. Da, interesant. Am ajuns la pauza de publicitate. Revenim după pauză.
Am revenit după pauza de publicitate. Hai să mergem mai departe. Ne spune Svetlana puțin despre ce s-a întâmplat, cum reușește doamna să vadă. Cum reușește doamna să vadă, puteți să aflați dacă veniți la cursul de vedere intuitivă. Am înțeles. Da. Am înțeles. Se lucrează 4 zile. Deci nici nu durează mult. Însă, în 4 zile. Cu adulții, primul modul, nu se lucrează cu mască. Am înțeles. Cu copiii lucrurile stau un pic altfel, se lucrează în prima zi cu mască și rata de succes este aproape 100%. De ce este mai mare rata de succes la copii? Pentru că de la 6 până la 12 ani acea epifiza noastră este într-o formă foarte potrivită pentru a dezvolta acele calități. Da? Și atunci eu nu vreau să spere, de exemplu, pe oameni, pentru că noi primim feedback-uri de la cursanții noștri ce se întâmplă după curs, da? Și care este ce au observat ei, de fapt. Că unii încep să vadă câmpul energetic și se întâmplă foarte spontan. În timpul, de exemplu, ședinței de psihoterapie, când vorbea psihoterapeutul cu o mămică și cu un copil, s-a întâmplat acest lucru. Îi sperie chestia asta? Se întâmplă pe neașteptate, cumva, pentru că tu și nu-și pregătiți, nu știu ce să facă. Dar pe urmă, credeți-mă că totul intră în ceva normal. Există oameni care încep să simtă mirosurile astrale. Da? De exemplu, o situație când un terapeut care practică de 20 de ani ceea ce face, niciodată n-a simțit mirosul astral, de exemplu, era vorba despre mirosul de pește, atât de puternic și persoana n-a înțeles de ce oare. Inițial a crezut că au mâncat pește sau au pregătit pește și atunci haina mirosea sau părul mirosea pește, însă era vorba despre altceva, copilul consuma foarte multe suplimente pe bază de ulei de pește. Și atunci în câmpul ei era prezent acest miros, da? Însă nu este atât de evident pentru nasul nostru, dar când se activează anumite lucruri în creierul nostru, încep să percepi informația mult mai puternic, da? Sau alte lucruri când cineva începe să prevadă anumite lucruri. Da? Știu că se va întâmpla asta, asta, asta. Sau vreau să știu, am mai multe contracte, dacă vorbim despre oameni de afaceri. Vreau să aleg cea mai bună variantă, cea mai bună ofertă. Cum pot să fac acest lucru? Asta învățăm, de exemplu, în timpul cursului de vedere intuitivă. Da? Cum pot să accesez informația și să iei o decizie cât mai corectă, da? Luând alegând din acea șir de oferte cea mai potrivită, pentru tine. Da, de fapt, noi ușor, ușor ne apropiem de valoarea acestui curs despre care noi acum vorbim, pentru că la prima vedere, în momentul când eu mă amintesc că e reacția mea, atunci când eu am văzut pe YouTube, erau copii sau adulți cu masca pusă la ochi și vedeau, citeau, eu am spus wow. Deci pentru mine a fost o reacție așa, ieșit din comun, ceva fantastic, da? Deci pentru că noi de milioane de ani suntem ca ființe, credem că noi vedem doar cu ochii. Da? Deci imaginea vizuală. Da, scuză-mă puțin, lucrați cu nevăzători? Noi am lucrat cu nevăzători, a fost o singură experiență în practica noastră. Am lucrat cu o fetiță de 13 ani, probabil, nu mi-am amintit sigur vârsta, dar cam 13 ani, nevăzătoare din născare. Am lucrat cu ea 4 zile. Nu s-a continuat, pentru că este un proces mult mai greu. Nu, la nevăzători... Dar a fost ceva... Imediat, da. La nevăzători din născare nu sunt calibrate absolut deloc culorile. Acea fetiță se ocupă de muzică, este foarte senzitivă la degete. Da, oricum, nevăzătorii ei pipăie foarte mult. Și după 4 zile de lucru, deși foarte greu, ia, de exemplu, aceste bile, da? Noi lucram cu 4 culori, în proporție aproximativ de 80% ca rată de succes, da, ea lua această bilă, o pipăia și spunea culoarea. Și lucrul era destul de greu. Reușea să ia bila? Că asta e cel mai important. Nu. Deci e un proces destul de greu. Destul de greu. Da, da. Sunt rezultate în Rusia. Dacă ați reușit să faceți un pic, ar fi extraordinar.
Să știți că... Suntem deschiși, chiar... Da. Deci aici sunt atâția copii suntem care suntem deschiși să lucrăm asta cu asemenea copii gratis, deci fără nicio sumă, fără nicio taxă, da? Dar să fie și dorința lor foarte puternică, pentru că există un fenomen foarte destul de ciudat din punctul meu de vedere, că oamenii văzători din experiența profesorilor noștri care ne-au spus, este foarte ciudat, însă ei sunt în zona lor de confort și foarte greu ies din acea zonă de confort. Și apropiați, adică cei care sunt alături de ei, nici ei nu vor să facă niște schimbări. Și mă gândesc că nu poți să mergi cu ei la lucruri de finețe, că n-ai cum, nu poți să le redai vederea. Dar să se descurce ar fi extraordinar. Eu am văzut un video făcut într-o școală de vedere intuitivă din Rusia, chiar din Moscova. Acolo a venit soția cu soțul. Soțul avea în jur de 30 de ani. El a fost văzător. În urma unui accident așa a pierdut vederea. El a venit de mânuță cu soția, a făcut un curs standard de 5 zile în acel centru. După 5 zile de curs, el a început să vadă, hai să spun așa, tocul ușii, adică să vadă că se perceapă că este tocul ușii. Ne mai spunem să vadă că așa suntem înceapă. Da, se perceapă silueta unui om cât de cât și era plăcut, impresionat de ce a început să se sizeze după 5 zile de lucru. Însă, repet încă o dată, deci un văzător, fost văzător, da, față de un nevăzător, deci lucruri sunt destul de diferite. La ei eu mă gândesc că dorința ar trebui să fie de 1000%. Eu foarte mult, la fel, mă gândeam la lucrul ăsta vreau să vă spun că lucrurile în viață nu se întâmplă întâmplător, da? Nu cade o frunză de pe copac fără voia lui Dumnezeu. Corect, are totul un sens și noi vrem ca văzători să ajutăm și așa mai departe, dar oamenii sunt în alegerea lor. Da? Deci, cu unii e greu de lucrat la distanță, deci noi, de exemplu, și cu copii și cu adulți facem grupuri nu mai mari de 4 persoane, deci punem acest... Aveți timp suficient să vă ocupați de fiecare. Individual, exact. Individual. Și, de fapt, ce vreau să spun este că noi ușor-ușor ne-am atins de câmpurile informaționale, adică de percepția realității și la alt nivel, și fiecare om are această intuiție, voce interioară, voce intuiției. Din punctul meu de vedere, intuiția este ca această cameră în care noi suntem și, de fapt, da, nu, conștiința noastră este această cameră în care noi suntem și intuiția este o ușă prin care noi putem să intrăm, de fapt, tot ce este în jurul, în afara, deci este subconștientul. Și, practic, prin subconștient noi primim absolut orice informație, noi știm ce se întâmplă și în alt colț al universului, însă noi nu percepem cu mintea noastră, cu conștiința noastră, pentru că noi percepem lucrurile tridimensional. Și atunci, practic, intuiția cu fiecare persoană vorbește într-un mod absolut diferit. Da, și la cursurile noastre noi ajutăm în primul rând pe oameni să-și găsească, să se împrietenească cu vocea intuitivă a lui, cu percepția intuitivă. Pentru că cu cineva simte în corp, da, anumite schimbări, cineva vede imagini. Da? Deci noi, cu fiecare om se întâmplă absolut diferit din punctul ăsta de vedere. Și o mare valoare, pentru că noi suntem de 2 ani în această zonă și noi suntem într-un proces de cunoaștere și viața ne pune în cale niște oameni absolut deosebiți, de la care avem foarte mult de învățat, pentru că au o experiență, din punctul meu de vedere, destul de vastă. Primii oameni pe care noi am început să aflăm despre această lume, să spun, nevăzută, era și este Sergei Avdeev și Galina Gaeva, dar de curând am cunoscut pe Andrei Cistiacov, el locuiește în Moscova și el practică de aproape 30 de ani dezvoltarea intuiției. Andrei Cistiacov este un cercetător științific, da, anume în domeniul acesta. El cercetează creierul,
da? Și pe parte de teorie și pe parte practică, și undeva prin anii 89 a fost o organizație înființată de statul rus împreună cu statul bulgar și statul finlandez, se numea Delta Info, și atunci ei au început să practic să lucreze, să creeze, să spun, omul secolului 21. De ce? Pentru că civilizația noastră se dezvoltă din punct de vedere tehnocratic foarte, foarte puternic și în fața omului stau foarte multe, apar foarte multe provocări, foarte multe probleme. Viața este din ce în ce mai complexă și noi suntem din ce în ce mai dependenți de greșeli umane. Și noi știm foarte multe astfel de evenimente care s-au întâmplat, de exemplu, în accidentul de la Cernobâl, da, sau Fukushima, sau multe altele, și în momentul când s-a analizat, de fapt, s-a constatat că asta a fost greșeală umană. Și sistemele sunt din ce în ce mai complexe și atunci este nevoie de oameni care, la fel și ei, percep această lume mult mai complex. Mult mai complex. Și aici deja apare, să spun așa, lucrul cu câmpurile informaționale, sau putem să spunem calități extrasenzoriale sau o sensibilitate mai puternică, mai înaltă. Da? Ei au dezvoltat foarte multe, practic, au făcut foarte multe testări, foarte multe experimente practice. Și Andrei Cestiacov, practic, a stat la baza acestor experimente, a acumulat acolo multă experiență împreună cu Boris Zolotov și, în continuare, a dezvoltat propriile lui seminare. A lucrat cu institute de cercetare, de exemplu, Serbski, unde au dezvoltat, de fapt, ei mai întâi au testat și pe urmă, după ce au început să aibă niște rezultate foarte stabile, de exemplu, încep cu, și asta se întâmplă la seminarele lui Andrei Cestiacov, învățăm niște regimuri mai simple, de exemplu, regimul gemeni. Am vrut să arăt astăzi niște video, dar o să le arătăm altă dată, când o să-l invităm pe Andrei Cestiacov la 6 TV în curând. El acum vine la seminarul vostru sau îl faceți împreună? Da, deci noi în luna aprilie am avut primul seminar de 7 zile cu Andrei Cestiacov. A fost aici în România. A fost în București, da. Din punctul meu de vedere și a tuturor seminariștilor, cursanților, unde a fost și Cristina, a avut un succes foarte puternic, pentru că oamenii care au venit acolo la acest seminar, în mare parte, au fost oameni care sunt din această zonă, oameni care au mers la mai multe cursuri, da, seminare. Deja inițiați în zona inițiați, asta. Da. Adică deja cu niște calități dezvoltate, dar evident când îți vine un specialist care cu asta se ocupă și a fost, e vorba de un seminar pe tematica teoriei și practicii stărilor de conștiință modificată, atunci când noi începem să intrăm într-o stare, da, altfel de stare și să percepem alte lucrurile. Da? Și, de exemplu, un regim se numește regimul gemeni. Da? Atunci când, de exemplu, două persoane, ele încep să îndeplinească un principiu de asemănare, da? Și apoi o persoană când începe să facă niște mișcări, a doua persoană absolut cu ochii închiși începe să repete. Să repete mișcări. Da, da. Și există un video care a fost înregistrat de ceva ani la Institutul Serbski, unde ei sunt conectați cu plasa aceea de la encefalograf. Da? Uh-huh. Sunt două persoane, ei nu văd, da? Adică ei nu se văd unul pe altul, stau pe scaun relaxați, Andrei Cestiacov transmite mișcarea și alături pe alt scaun altă persoană, el simte și repetă aceste mișcări. De fapt, din punct de vedere telepatic, hai să spun așa, îndeplinind anumite principii și ce exact, da, când știm ce trebuie să gândim, ce trebuie să ne imaginăm, ce trebuie să facem ca să, în momentul când transmitem, ce vrem să transmitem, pentru că putem să transmitem mișcare, putem să transmitem gust, putem să transmitem calități, putem să transmitem orice, da, și e vorba la distanță, da, adică vorbim de acum de telepatie. Noi am exersat aceste lucruri. Andrei Cestiacov le are structurate aceste seminare de-a lungul timpului în patru trepte,
Da? Persoanele care au fost la acest seminar, practic a fost un seminar de categoria 4. De data aceasta vom face la fel, de pe data de 19 până pe data de 28 vom face un seminar de categoria 4. Da? Nu pot să spun că este un seminar pentru începători, dar orice om care vine acolo, el își dă seama unde el este din punctul ăsta de vedere, pentru că noi trăim acum într-o vreme, eu mă întâlnesc zilnic cu oameni care spun că eu încep ceva să simt, eu ceva încep să văd, eu am niște percepții, eu simt că pot să fac ceva cu mâinile, da, să îmbunătățesc starea de sănătate, cumva și tot așa. Da, deci noi toți avem aceste lucruri. Însă, consider că s-a schimbat ceva la, în câmpul vibrațional sau pur și simplu oamenii au început să dea atenție? N-am înțeles întrebarea. Crezi că s-a schimbat ceva în câmpul vibrațional al nostru, al tuturor? Sau suntem noi mai atenți și începem să dăm atenție? Păi tocmai, din, să fim... tocmai din cauza că noi am învățat să ne ascultăm pe noi, noi începem să dăm putere și încredere intuiției noastre, să avem încredere, pentru că noi suntem de fapt călăuza în viață și sufletul nostru, da? Și el vorbește. Tocmai din cauza asta, atunci crește încrederea și starea noastră psihoemoțională este mult mai bună. Noi avem mai multă încredere. Și dacă noi avem mai multă încredere, atunci și starea noastră, noi suntem, nu suntem atât de tensionați, de dezechilibrați. Noi reușim să schimbăm, da, la sunt, nivel, da, macro. Și din punct de vedere vibrațional, noi creștem. Da? Deci nu avem aceste... Și asta, de fapt, este valoarea cursului. Da? Și cursul de vedere intuitivă, care el este, hai să spun așa, puțin mai îngust, da? Adică este un curs, hai să spun, dezvoltat de mai mulți ani, stas, prin niște exerciții foarte simple, unde noi îi ajutăm pe fiecare cursant care vine la noi la curs să se conecteze cu intuiția sa. Da? Să... simt acea voce și să se sesizeze aceste semnale intuitive. Pentru că noi, în mod continuu și chiar și în somn și în viața de zi cu zi, luăm continuu decizii. Da? În mod continuu decizii. Sunt decizii simple, ce să îmbrac, da? Poate o haină mai groasă sau o haină mai subțire, da? Dar sunt și decizii unde prețul deciziei este destul de înalt. Da? Cum a spus Svetlana, să semnez un contract sau să mă mărit sau să nu mă mărit și tot așa și tot așa. Și calitatea vieții noastre în mod direct este legată de calitatea deciziilor pe care le luăm. Și la fel, oamenii care au succes în viață, au rezultate bune în viață, noi observăm că ei sunt oameni intuitivi, oameni care au dezvoltat această intuiție. Vis-a-vis de întrebarea ta, deci eu când vorbesc cu oamenii, ei îmi povestesc, oamenii care deja au, de exemplu, peste 50 de ani, da? Îmi spun în felul următor, să știi că simțeam aceste lucruri în mine de când mă cunoșteam eu, dar mi-era foarte frică să povestesc cuiva și să mărturisesc că asta se întâmplă cu mine, pentru că mi-era frică să fiu considerată că sunt cumva... Ceva nu este în regulă cu mine. Și după părerea mea, întotdeauna existau aceste lucruri în interiorul nostru, întotdeauna, numai că n-a fost acea deschidere care există la momentul de față și cea avalanșă informațională care există și ne permite, da, să ne cunoaștem din ce în ce mai bine și să fim mai liberi din acest punct de vedere și să povestim și să evoluăm în fiecare zi accesând aceste informații. Da, eu vreau doar să închei, pentru că văd că timpul se scurge foarte repede. Legat de seminarul lui Andrei Cestiacov, da, există toată informația pe site-ul nostru, care se numește Vedere Intuitivă, pentru că mă gândesc că telespectatorii le-am stârnit curiozitatea, da, ce facem. Da. La fel, pe pagina noastră de Facebook, Vedere Intuitivă, și la fel și pe YouTube avem canalul nostru, unde sunt sute de video, de filmări în timpul cursului, în timpul seminarului, unde sunt foarte multe, de exemplu, exerciții făcute la nivel de intuiție. Da? Adică nu vorbim, ce am arătat astăzi este o demonstrație destul de simplă, din punctul meu de vedere, deși nu fiecare poate să facă din adulți, da? Svetlana a spus, dar cursurile și ce facem noi are mult mai multă valoare. Da? Deci asta pot să confirme cursanții noștri care, într-adevăr, da, au primit multă valoare din punctul ăsta de vedere.
Vă mulțumesc pentru participare. Înțeleg că telespectatorii se întâlnesc cu voi pe data de... Deci noi vom avea o conferință pe data de 18. 18 și pe 17 se vă întâlniți la Roberto Grosa. Și pe data de 17 îl invităm pe Andrei Cisteacov, tot aici în platou, la Roberto Grosa. La Roberto Grosa. Da, da. Și pe data de 8, iarăși facem un webinar cu Andrei Cisteacov, la ora 7, un webinar. Toată informația este pe pagina noastră de Facebook și invităm cu drag cine vrea să-l cunoască pe el mai aproape, să-și dea seama și poate acest seminar este pentru ei. Ok. Vă mulțumim frumos. Pauză de publicitate, revenim.